Te-am și cultivat, verișoaro. Noua noastră dubiță de concerte. Minunea minunilor. Senzațională mi se pare opțiunea asta, da. Ia ajunge până sus aici, genunțule. Ce MacBang ciocănitor. Sunt exact lângă mașina Iulianei Beregoi. S500 Manufactur. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Hâți cu bună dimineața, fraților, hâți cu schimbare de verișoare. I-am găsit cântecul, mă, nu știam care este cântecul verișoare. Știți care este cântecul verișoare? Cum era, mă? Ți-am luat și jachetă, ți-am luat și o poșetă și o roche mișto de nylon, pam pam. Te-am și cultivat, verișoaro, te-am dus la concerte și meci, ți-am pus și baghetă, ți-am luat și o croșetă să înțepenească, Johnule. În fine, nu despre asta este vorba, Johnuțule, ci despre noua noastră dubiță de concerte, Johnuțule, pe care am luat-o chiar astăzi de la colegii de la Axis Rent, Johnuțule. Mobility and Holiday. O să avem mai multe să vă arătăm pentru că ei au și niște bolizi pe aici, dar suntem pe fugă pentru că trebuie să ne îndreptăm direct către șaormeria Băneasa, Johnuțule. Later on, când o să mergem către Aninoasa, vă promit și prezentarea completă a dubei, Johnuțule. Acum o să vă arăt doar interiorul nostru superb și pentru a-l putea proteja pe cheluțu, bă, ce-mi place la o primă vedere este că spre deosebire de dubele celelalte pe care noi le-am avut, aici scaunele întoarse sunt doar două și nu este banchetă. Și știi ce e mișto, nu? Că poți să le plimbi față-spate ca să-ți pui picioarele. Și teoretic bine, neîncălțat evident, de-aia îl țin în aer. Poate chiar mai confortabil decât aia care se ridică aici și mai trebuie să pui trollerul jos. Gata, fraților, mergem către șaormeria Băneasa, trapezului și șaorme gratis pentru toată lumea. După care Aninoasa, avem weekend plin cu cântări. Începe vara, revenim, hăți. Jonuțule, sunt cu mingiuța pe care Cheluțu a primit-o cadou de la meet and greet-ul de la șaormeria Băneasa, care a fost excepțional, Jonuțule. Am avut o singură surpriză, o ploaie, o toropeală de 10 minute. Atât a durat, 10 minute. Ne-am făcut ciuciulete pe toți, Jonuțule. Am reușit să ne adăpostim în interiorul restaurantului. Vă facem scurt pe doi prezentarea dubiței noi, Jonuțule. Este un rental, după cum v-am spus mai devreme. Și cu povața zilei următoare, atunci când ceva vi se pare prea bun să fie adevărat, too good to be true, s-ar putea ca într-o viață să fie prea bun să fie adevărat. Și atunci nu vă lăsați prea tare duși de val, Jonuțule, ca să nu suferiți la sfârșit. Duboanță nouă, după cum vă spuneam, și o să urcăm în ea pentru că are niște opțiuni senzaționale pe care le-am descoperit acum înspre șaormeria Băneasa, Jonuțule. Deci asta este bancheta pe care o aveam și noi la duba cealaltă și era în spatele scaunelor de la mijloc, de obicei stătea Bianca pe asta, pentru că scaunele alea erau mai bac și erau foarte voluminoase și de cele mai multe ori stăteam cu ele cu fața în față, dar pe acestea le ținem așa pentru că la astea nu există ăla care se lungește la picioare și atunci trebuie să ții picioarele pe ele, ce este foarte cool la această dubă care este tot un V-class, fraților. Este acest suport central care, fiți atenți ce face, minunea minunilor. Deci, în primul rând, el culisează față-spate de aici până în centrul dubei, pentru că el în mod normal este făcut să poată intra și între scaunele astea. O să înțelegeți imediat de ce. De ce? Pentru că are una bucată, două mese aici, Jonuțule, țaca-paca, senzațională mi se pare opțiunea asta, da? Și mai mult de atât, această cotiră centrală o poți ridica. Bang, ea ajunge până sus aici, Jonuțule. Și dacă tu ești în spate, deja o poți folosi aici foarte cool. Mai ai o mână să o tragi în spate. Și dacă ești chiar pe scaunele alea, poți să o împingi între ele ca această masă să-ți vină până aici, da? Să stai să mănânci exact ca în business-ul ăla cel mai șmecher. O chestie care lipsea dubiței celelalte, dar nu mi-a puțin adevărat că am discutat noi aici la popota din dubiță și am conchis, Jonuțule, că este o chestie care se poate adăuga extra opțional. Șinele sunt la toate V-urile, este tot un V-class long. L-am utilat și pentru băiatul nostru ca să stea și el bine. Aceste scaune sunt și încălzite și răcite, dar ele sunt mai mult pentru picioarele noastre. Bine, când suntem în formula concerte, aici sau aici poate sta Bianca sau poate sta Miruna și în față tot una dintre ele, Jonuțule, alături de Ed. Și uite așa, ne descurcarăm, că până la urmă ne place să vă spunem o grămadă de povețe pe acest daily vlogulescu. În nici mai mult, nici mai puțin de 12 ore, Jonuțule, după ce am fost lăsați cu ochii în soare fără duboanță în cele mai aglomerate săptămâni. Mamă, ce avem și săptămâna viitoare, fiți atenți, săptămâna viitoare, 1 iunie, la ora 12 suntem în Măgurele, în București. La ora 14:30 suntem în Balotești, după care decolăm către Brașov, după care de la Brașov ne vedem direct la Dumbrăvița, Timiș, sâmbătă, Jonuțule, și tot sâmbătă pe 3 iunie din Timiș decolăm direct către Dubova, unde abia așteptăm să avem cea mai tare seară, Jonuțule, în La Vela Club, și de la La Vela Club, duminică pe 4 iunie, mergem direct la Perieți, în Slătinuța noastră. Ca să nu zic Slătioara, că mai există, Jonuțule. Revenim, că mai avem de treabă săptămâna aceasta până săptămâna viitoare. Bum! Jonuțule, înspre a înțelege cât de frumoase sunt mesele în dubanța noastră cea nouă, Jonuțule. Ce faci, mă? Ce ai dărâmat, mă, pe acolo, mă? Mă, zăpăcitul ăsta este criminal. Uitați-vă, vă rog frumos, la el. Nici cu scaunul lui nu are, mă, răbdare să stea cu minte acolo, să ajungem și noi odată la drum. Mergem către canal de fapt am ajuns deja la canal de, Jonuțule, și am permis să ne luăm niște miciuri pentru că l-așteptăm pe domnul doctor Codorean. Intrăm în direct la buna și draga prietenă Teo Trandafir, după care mergem mai departe și filmăm o mașină, o bijuterie de mașină pe care abia aștept să o văd.
trebuia să o luăm înlocuitor zilele trecute când am predat GLE-ul în caz de panică, în cazul în care nu găseam dubiță, Gionuțule, dar Dumnezeu ne-a ajutat și nu că am găsit dubiță. Uitați-vă, vă rog frumos, ce dubiță avem. Ce MacBang ciocănitor cu mici fac eu la orice oră vreau, Gionuțule. Ca idee, în cazul în care vă interesează și nu aveți răbdare să mai așteptați câteva secunde, vom merge să filmăm un S Limited Edition manufactur în valoare de 240.000 de euro. Hâț cu mici, hâț cu vlog, revenim. Păi, Gionuțule, și direct cu micul în cavitatea bucală, am sărit din dubă pentru că l-am zărit pe domn doctor. Ce mai faceți, domn doctor? De la întâlnire, foarte bine. Ați observat ce minunăție, uitați-vă. Am observat că nu se mai observă nimic. Nu se mai observă mai nimic, domn doctor. Am și dansat pentru cei care s-au uitat la vlog, Gionuțule, în clipul cu Amna, am dansat ceva așa, o baciata, o... Nimeni nu știa ce e acolo, nici eu nu știa. Și acum ne ținem de recuperare, să facem musculatura cum trebuie. Cam atât, Gionule. Ne vedeți și la Teo Trandafir dacă aveți plăcerea să ne urmăriți. Noi ciocănim în emisiune, după care mai departe în viață. Stați așa, Gionuțule, că m-am amețit cu domn doctor. M-au luat emoțiile pentru că știți cât de mult îl iubesc. Și am uitat că sunt exact lângă mașina Iulianei Beregoi, care ce credeți? Fiți atenți, mă, nu pot. Nu pot să nu mi-asum singur laurii dacă nu mi-i dă nimeni. Asta este, e bai grosolănie, dar o facem. Ce credeți că a început să apară pe capote mai nou? Contur negru, pentru că popa știe ce invenții scoate, Gionuțule. Țineți minte când am venit la gele și am zis, vreau și la Lambo, tăiat în rom, fără așa asta capaca. Îmi place foarte mult culoarea Thumbs Up, Custom Tuning și Iuliana Beregoi, dar nu înțeleg un lucru. Aveți datorie la negru lucios, mă. Ce ați făcut? Băi, băiatule, deci dacă nu vă uitați luni la 8 dimineața la prezentarea acestei nebunii de S, ați pierdut totul. Deci fiți atenți, în primul rând, uitați-vă când vine în modul slip pentru spate, cum se pliază singură tetiera, da? Uitați-vă cum îți întinde ăla pentru călcâiașe și veniți în spate să vedeți cum se face. Fiți atenți, doar ca idee, eu atâta vă spun, S500 Manufactur. Prețul și mai multe detalii le aflați în daily vlogul de luni dimineață de la ora 8, fraților. Băgăm blană ca să fim în atenția voastră în fiecare zi, chiar dacă avem o tonă de evenimente, Gionuțule. Atât din acest S nebun, noi decolăm mai departe. Paolo, ce bine e să te întinzi un pic și să pui ochelarul cum o să gel, Gionuțule. Motrule, ciocănim către tine, gelateria a fost nebună, rău de tot, vă mulțumim tuturor celor care veniți pe unde mergem. Motrule, ține-te bine că tu vezi vlogul ăsta de dimineață la ora 22, rupem scena în două. Iar noi revenim cu Rumturulescu și cu Somnulescu, Gionuțule, că a început nebunia aia de vară. Hăță! S-a făcut liniște după ceva vreme la care Edi, am înțeles, a ieșit la masă, nu înțelegea de ce nimeni nu se ridică. S-a prins că tragem o dublă, Gionuțule, cine l-a băgat în seamă conform vlogului de zilele trecute. Fraților, am ajuns într-un final și Motru ne place, iubim să fim mereu pe drumuri, asta nu înseamnă însă că nu este istovitor. Și am prins un platou care mă uitam, la care mă uitam mai devreme și mi-am dat seama că nu mai arată deloc fancy, dar a fost delicios. La Piste de Resistance, pentru că am discutat la masă, a fost light motivul zilei, a fost urechea de porc. Scrieți-ne la comentarii, vă rugăm frumos, dacă ați mâncat până acum urechiușă de porc, este senzațională. E un fel de șoric level 10, șoric level 99, Gionuțule. Ne-am înfructat cu brânzică de aia făcută de casă, cu roșioare, cepuță verde, cepuța mea, Gionule, slăninuță, tot ce trebuie. Acum mergem să aruncăm un ochi și pe cazare, dar n-are cum să nu fie frumoasă, pentru că suntem la o pensiune rare și spune Gionuțule, la o aruncătură de băs de motru, pentru că ne place din când în când să ne mai și izolăm așa în liniște. Revenim cu Rumturulescu. Gionuțule, iată, ne ajungi și în Motrulescu. Bă, o pensiune așa frumoasă și liniștită. O să mergem imediat să vă arătăm cum de pe prispă vedem direct duba pe care am lăsat-o frumos la răcorit un pic, după care o parfumăm când mergem la culcărică. Am luat la Pachetescu și niște, bă, deci trebuie să vă spun rețeta mea de clătită. Mi se face și pielea de găină de la gelateria la Romana. Deci, în primul rând, eu habar n-aveam că fac clătite. Iertați-mă. Eu sunt atât de îndrăgostit de înghețata lor încât n-am știut că serviciile se extind atât de vast. Și astăzi când eram la meeting, poc, văd în spatea mea clătitierul ăla mare, rotundă, tigaia. Și zic, vă faceți și clătite mai nou? Nu, că facem de mult, nu știai, bă, băiatule. Și zic, dar cu ce avem? Păi, cu vanilie, cu nu știu ce. Și zic, nu, alb mă interesează, știți că eu nu sunt cu ciocolata. Și îmi zice, uite, vanilie și uite de tu la topping-uri. Mă uit la topping-uri, pe ce crezi că mi se duc ochii din prima? Ce, mă, Edi? A, nu, e bine. Pe ce crezi că mi se duc ochii prima oară? Ciocolata albă și caramel cu lapte, Gionuțule. Am zis că nebunesc, mi-am făcut clătită, țineți-vă bine. Cu bază de vanilie, extra topping de ciocolată albă și extra topping de caramel cu lapte. Deci nu vreți să știți ce a ieșit acolo. În fine, le-am luat la pachet. A
atât de mult mi-au plăcut. Cameruanță frumoasă, curat, ordonat, styling aparte. Nu discutăm acum neapărat de designul interior peste tot unde mergem. Important este să fie curat, să fie spațios, să fie frumos, să fie ordonat. Nu vă mai spun de platoul ăla care ne-a uns pe inimă cu brânzica aia naturală. Tembelizorski, hai să-l aprindem să și latre ceva. Îmi place foarte mult și mi se pare interesant. Bobo, ce adânci sunt astea? Părea mai mică treaba, credeam că e până aici, e un fel de iluzie optică. Eu uite frate aici. Mamă, bossule, ăsta minibar, măi, frigider de-a dreptul, ești nebun. Foarte interesantă mi se pare compartimentarea asta. Aici ai dressingulescu, ai și o plăpumioară, zona de desk, dar o să mergem să vedeți cât de frumos este în față, cât de intim e. Ce aici? Un dușuleț cu o chestie. Cum ar fi, mă? Nu crezi? Păi pariu că îl trece? Ah. Păi dar l-am văzut, mă, după formă, că e slim, mâncă în arătata. Vezi, mă, unde te surprinde Căcănescu? Unde nici cu gândul nu gândești, Căcănescu te surprinde. Ce crezi, dacă o să mergem în coa, o să avem o surpriză. Doi umanoizi există ascunse aici. Normal, zici că îți mușcă camera aici, nebun. Plecați cu ăsta, că iar o să-și dea să sta și terorizează tot ce motru. Vreau doar să le arăt oamenilor coziness-ul de aici, de la motru, Cionuțule. Deci, altul, fii uite, bă, cum mâncați și coșchi, omoară ca muștele. Și că le dă friz. Camera, ai văzut cum a făcut și așa a rămas. A crezut că nu se vede de stâlpul ăsta. Ești suplă, dar nici chiar așa sora mea, hai. Poți să intri, că tot pe-n față. Uite-l pe ăla cum stă, uite. Și uite, stai puțin, vino cu arătă, trebuie să se sesizați. Mai are și, uitați-vă la bala asta lui Chiru. Uite, vezi bala asta? Uite cum arată lustra asta, da? În fine, coziness-ul, că acolo eram, da? Terasucă frumos, duboanța acolo cu ușile deschise cât mai stăm la o vorbă să se aerisească. La sfârșit îi dăm niște parfumescu. Nu vă mai spun de liniște, fraților, auziți cum este. Până una alta, nu uitați de a subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și povești asemenea domnului Florin Piersic, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați, dați follow pe Instagram Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit domn Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolante. Tu ai plecat și gata.